Alianța electorală PSD-PNL caută un candidat pentru primăria Capitalei. Deja numele Gabrielei Firea este istorie, reacțiile ei sunt cât se poate de clare. Ieri, atunci când Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă cei doi, domnul Burduja de la PNL și doamna Firea de la PSD, mai sunt în continuare în cărți pentru candidatura la primăria Capitalei, răspunsurile lui Ciolacu au făcut-o pe doamna Firea să aibă o reacție cât se poate de clară. I-a șoptit la ureche lui Paul Stănescu ce urât. Asta a putut să observe toți cei care au văzut această conferință de presă și veți vedea și dumneavoastră această reacție. Astăzi apare un nume pe mai multe site-uri de știri, un nume pe care PSD l-ar testa pentru primăria Capitalei. Este un nume surprinzător pentru că e vorba despre finul fostului președinte Traian Băsescu, un medic reputat și respectat, este medic ortoped la Spitalul Universitar din Capitale, medicul Cătălin Cârstoiu. Pe surse aflăm că PSD îl testează așadar pe Cătălin Cârstoiu pentru primăria Capitalei, acolo unde candidatura ar urma să fie susținută și de PSD, deci un candidat susținut deopotrivă de PNL și PSD. Independent, asta caută ei. Nu știm dacă va rămâne, dacă e serioasă această testare. Oricum se fac teste, se fac măsurători. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră, de la PNL, domnul senator Daniel Fenechiu. Bună ziua, domnule senator, mulțumesc mult! Luna. Îl salut și mulțumesc domnului Laurențiu Gâdei de la PSD. Bună ziua, domnule Gâdei. Bună ziua, mulțumesc. Și în ultimul rând, domnul Radu Miruță de la USR. Vă mulțumesc tuturor. Încep cu dumneavoastră, domnule Gâdei. Prima întrebare e legată de această informație care apare pe mai multe site-uri. PSD testează un independent, înțelegem, pentru candidatura la primăria Capitalei. Și se vehiculează numele finului fostului președinte Traian Băsescu, domnul doctor Cătălin Cârstoiu. Doamnă, este treaba presei să speculeze și să încerce să arunce cât mai multe nume pe scena publică. Important este să identificăm în urma studiilor sociologice o persoană capabilă să facă treabă pentru bucureșteni. Cred că bucureștenii la momentul ăsta așteaptă soluții și nu persoane mesianice. Nu este exclus din lista, din cursa pentru candidatura la capitala prezidențială, nici cei care până la acest moment și-au arătat intenția de a ocupa această poziție. Cert este că avem datoria să vorbim mai mult despre soluții și mai puțin despre persoane, pentru că uneori aruncarea numelor în spațiu public nu face bine nici bucureștenilor, nici electoratului, nici nimănui. Domnul Fenechiu, ce ne puteți spune despre numele domnului Cârstoiu? Îl cunosc pe doctorul Cârstoiu, este un medic reputat, este un bun manager, din câte vorbește lumea la Spitalul Universitar, și fără îndoială aducerea în discuție a doctorului Cârstoiu nu face altceva decât să-i onoreze calitățile și să demonstreze că dacă ești un om bun și faci treaba acolo unde ești, lumea se gândește la tine. Sunt obligat să intru în retorica domnului Gâdei și să vă spun că faptul că sunt propuneri care vin de la oameni din partid, de la oameni din zona alianței, nu înseamnă că există o decizie. Există oameni care și-au anunțat candidatura, cum e Gabriela Firea și domnul Burduja. Urmează să facă niște sondaje de opinie. Decizia, cu siguranță, va fi luată în baza unor determinări cantitative și, cu siguranță, coaliția va opta pentru acela dintre cei care au fost aduși în discuție, indiferent că este un nume mai vechi în politică sau un nume mai nou, care are cele mai bune perspective, pentru că, da, ne dorim să câștigăm Bucureștiul și ne dorim să câștigăm Bucureștiul cu un om care să fie capabil să câștige și care să fie un bun gospodar, care să genereze bucureștenilor credința că va face treabă bună în București. Acum, povestea unui medic la primăria Capitalei s-a mai scris odată, domnule Miruță, l-am avut pe Sorin Oprescu, venea întâmplător de la acel spital. Cum vi se pare această informație, un medic testat de PSD pentru primăria Capitalei?
Mie mi se pare că știrea nu e că e un medic testat, ci știrea e că nu e Gabriela Firea candidatul la primăria. Aveți și dumneavoastră dreptate, e adevărat, da. Asta e ce mi se pare mie. Pe de altă parte, dacă ne uităm în coaliție, din partea cealaltă este adus în discuție așa un pic colateral domnul Burdușa. Pe domnul Burdușa în politică, deocamdată niciun rezultat de al dumnealui la Ministerul Energiei sau înainte la Ministerul Digitalizării nu-l recomandă pentru o funcție mai mare. Funcția de primar general, din punctul meu de vedere, este peste funcția unui ministru. Domnul Burdușa nimic din cariera dumnealui profesională n-a avut legătură cu zona de digitalizare, unde nu ne amintim că a rămas decât un robotion disfuncțional. S-a ratat povestea din cloud guvernamental pe mandatul și pe mandatul dumnealui, iar la Ministerul Energiei singurul lucru cu care dumnealui s-a remarcat este că de când e ministru discută despre Nicușor Dan. Nicușor Dan n-are legătură cu Ministerul Energiei, Nicușor Dan n-are legătură cu o capitală un pic mai bine administrată. Da, din reacția de ieri, că jurnaliștii au pus camera și pe domnul Burdușa ieri, care se afla în aceea sală, nu părea așa supărat ca doamna Firea. Păi nu părea că domnul Burdușa venea ca opțiune secundă. Discuția principală despre candidatura la primărie era în jurul doamnei Firea, în jurul echipei domnului Stănescu. Din moment ce doamna Firea a fost invalidată, dumnealui măcar poate spera că se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Ține de coaliție, însă va lua bătaie exact în aceeași metodă în care dumnealui spunea că îi va bate pe ceilalți. Adică va lua bătaie de la Nicușor Dan Măr, cum îi place domnului Burdușa să o răstească. Acum, ce veți face, domnul Gâdei, cu o doamnă Gabriela Firea atât de supărată? Supărată realmente, nu e peiorativ ceea ce spun. Doamnă, cred că ar trebui remarcat că politica românească suferă o transformare esențială. Nu prea ne mai cramponăm de nume sau grupulețe de interes, ci ne cramponăm și ne axăm, ne focalizăm pe problemele României și românilor. Am ajuns la maturitatea în care punem mai presus de orice persoană interesul românilor și a României, chiar dacă avem și unii membri din partidele noastre care acceptă sau nu acceptă. Până la urmă, suntem atât de ancorați în realitatea românească, europeană și internațională, încât am conștientizat ambele partide că este singura soluție viabilă pentru un drum european, pentru un lucru, pentru un viitor foarte bun pentru România. Punem prea mult accent la momentul ăsta pe nume, atunci când încă nu s-a luat o decizie și, repetăm, opțiunile sunt pe masa coaliției, se fac studii, se analizează și vom veni în fața dumneavoastră atunci când vom avea un nume, dar mai important decât numele e programul pentru București. Asta cu programul mai important decât numele, sigur, e normal că veți spune asta, dar domnul Fenechiu, sunteți oameni serioși, sunteți oameni cu experiență în politică, PNL ar merge, ar susține la București, ar renunța la domnul Burdușa pentru un candidat independent? Hai să luăm cazul domnului evocat astăzi, domnul doctor Cârstoiu. Doamna Laura, povestea aici este foarte simplă. În momentul în care am acceptat să facem o alianță electorală cu Partidul Social Democrat pentru a oferi României stabilitate, trasabilitate și un parcurs european cu reforme, cu tot ce trebuie, cred că în momentul ăsta noi nu ne mai cramponăm în reforme. Nu ne mai cramponăm în chestiuni de orgoliu. Deci una peste alta lucrurile stau așa. Burdușa e un candidat bun, spre deosebire de ce spune domnul Miruță, a făcut performanță și la digitalizare și respectiv la acum unde este la energie, lucrurile mișcă, însă toate politicile de acest gen produc efecte în timp. Ce a făcut Burdușa la digitalizare și ce face la energie, vom vedea în momentul când vom începe să culoagem roatele. Pe de altă parte, doamna Firea. Doamna Firea este președinta PSD București, este o persoană care a exercitat mandatul de primar, care are susținerea domniei ei. Amândoi sunt oameni politici, amândoi pot înțelege că o decizie de acest gen trebuie să fie o decizie de consens care se bazează pe rezultatele unor cercetări.
Dacă rezultatele cercetărilor vor spune că un candidat independent, fie doctorul Cârstoiu, fie altcineva, este o soluție mai bună pentru coaliție, cu siguranță vor accepta acest lucru și verdictul pe care îl vor lua cele două partide. Evident că noi ne dorim ca Urdușa să fie candidatul coaliției. Evident că doamna Firea își dorește să candideze. Dar mai presus de orice, ne dorim să câștigăm Bucureștiul, să consolidăm această alianță politică și să dăm o perspectivă reală bucureștenilor, ținând cont de ce își doresc ei. Păi, dacă e chiar așa, domnul Fenechiu, puțin mai devreme, domnul Orban, fostul noastră coleg de partid, președintele Forța Dreptei, spunea că ați bătut deja palma și că îl veți susține pe domnul Ciolacu la prezidențiale. E adevărat? Domnul Orban și-a dat demisia din Partidul Național Liberal. Domnul Orban cred că are alte preocupări. Și știm cu toții că una din preocupările lui constante era să bage bățul prin gard în alte probleme decât cele care erau ale domniei sale. Nu am bătut palma cu nimeni. Așa cum au anunțat tranșant președinții Ciucă și Ciolacu, s-a stabilit să avem alegerile comasate din 9 iunie, să vedem cum percep România această alianță, care sunt rezultatele noastre, care este evoluția oamenilor pe care noi îi propunem pentru președinția României, după care ne așezăm la masă, vedem ce spun rezultatele pe care le analizăm, mai facem 2-3 cercetări sociologice și stabilim care e situația. Existând două variante. Fie un candidat comun, că va fi domnul Ciucă sau domnul Ciolacu, neexistând posibilitatea de a elimina varianta ca fiecare partid în septembrie să aibă traseul lui, să candideze și românii să aleagă. Domnul Miruță, care e opinia dumneavoastră? S-a bătut palma ieri pentru candidatura lui Ciolacu susținută de PNL sau e prematur? Pentru ce s-a bătut palma ieri a fost ca Partidul Național Liberal să pierdea puterea în România Partidului Social Democrat. Însă, dacă îmi permite să le răspund celor doi colegi foarte scurt, domnul Fenechiu spunea că domnul Burduja a făcut treabă, dar nu spunea ce treabă. Și vă spun eu ce treabă n-a făcut. Cloudul guvernamental sunt vreo 400 de milioane de euro ratați parțial în PNRR, pentru că domnul Burduja n-a făcut treabă la Ministerul Digitalizării. La Ministerul Energiei, domnul Burduja, de vremea dumnealui, s-au închis capacități de producție funcționale în condițiile în care nicio asumare a României nu cerea asta acum, ci în 2032. Despre ceea ce spunea domnul Gâdei cu privire la interesul național, la binele românilor, sigur, e un pic hazliu, dar n-au pus mai presus interesul României și când inflația a luat-o razna, nu se uită dincolo de viitoare studii sociologice la cele actuale. Noi am solicitat aceste lucruri pe baza unor studii sociologice actuale pe care și dumnealor le știu, unele dintre ele care au fost validate la vot. Noi cerem referendum pe pensii speciale, cerem votarea legii pentru 300 de parlamentari, cerem votarea legii pentru alegerea primarilor în două tururi. Sunt chestiuni pentru interesul național al României. Nu poți să zici să spui că invoci treaba asta, că noi urmărim interesul național, când chestiuni concrete, relevante pentru interesul național, sunt date deoparte și nu sunt abordate de aceste două partide politice, care în final au devenit doar unul. Îmi pare rău pentru domnul Fenechiu, îmi pare rău pentru oamenii care se mai considerau un Partidul Național Liberal, însă realmente, începând de aseară, Partidul Național Liberal s-a predat Partidului Social Democrat. Nu s-a pomenit vreodată ca un partid mare să nu mai fie în contra opoziție pentru o democrație sănătoasă în România cu cineva care înainte era concurent. Nu există interesul național ca fiind un subiect al acestor oameni, pentru motivele pe care vi le-am spus mai devreme, chestiuni concrete legate de interes național, care nu sunt niciodată pe linia de prioritate a acestui partid mare devenit unic acum PSD. Domnul Gâdei, vă rog. Bine, cei din opoziție înțeleg anvergura acestui proiect politic pentru români și România și reîncălzesc niște ciorbițe așa de mult uitate
dar le reamintesc faptul că au fost la guvernare într-o perioadă și aceste teme le-au trecut în uitare, nici nu s-au mai ocupat de ele. Acum, bineînțeles că sunt într-o opoziție și Doamne ajută să fie într-o opoziție veșnică, reîncălzesc niște ciorbițe. Cât despre afirmațiile domnului Orban, care acum face parte din forța, nu știu care, sau cum s-o mai chema ăștia pe dreapta, cu USR-ul, cred că asta spune tot. Disperarea cu care încearcă să-și securizeze un venit, nu zic un loc de muncă, este evidentă. Cert este că această coaliție demonstrează prin, și va demonstra prin ceea ce face, că ceea ce spunem este real. De altfel, ceea ce face această coaliție de guvernare face în interesul românilor și pentru România. Asta ne diferențiază categoric de cei de la USR, care uneori n-au pus prioritățile României și românilor pe agenda publică. Ei au cu totul o altă agendă, din nefericire. Dar românii văd lucrul ăsta și vor vota în consecință. Mulțumesc foarte mult, domnule Gâtei, pentru intervenție. Da, vă rog. Laura. Da, domnul Fenețiu, vă rog. Da, vreau și eu să-i răspund domnului Miruță. Probabil că domnia sa, fiind foarte tânăr, nu cunoaște experiența germană. Nu știe că Germania, timp de două legislaturi, în momentul în care existau anumite probleme și a avut nevoie de stabilitate și de un guvern puternic, a consacrat pe scena politică germană guverne, două legislaturi, formate din cele două principale partide din Germania. Mă refer aici la CDU și SPD. Faza foarte interesantă este că niciunul din cele două nu a dispărut. După ce coaliția a încetat, CDU a mai condus încă 4 ani, iar acum vine rândul SPD-ului. Da, deci domnul Fenechiu, poate mai au colegii pe ecran salariile din Europa, că dacă tot vorbim despre Germania. Domnule Fenechiu, lucrurile evoluează. Eu sunt tânăr și m-am săturat să tot aștept ca același partid de data viitoare să livreze altceva cu aceiași oameni. România nu poate fi comparată cu Germania. Haideți să vorbim despre Germania când vom avea, uitați-vă, avem cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. Nu cred că e cazul desfacem așa discuțiile politice de nivelul de trai. Că nu merge, că de la oameni cereți vot. Merge, dar haideți să ne uităm la nivelul de trai. Care era nivelul de trai în urmă cu 30 de ani, cu 20 de ani, cu 10 ani și care este astăzi? Să ne uităm și la inflație, domnul Ferenciu. Și inflația, a crescut și inflația, fără discuție. Dar haideți să ne uităm la venituri, haideți să ne uităm la PIB, haideți să ne uităm la creșterea economică. Vom ajunge și noi acolo unde trebuie, dacă vom avea stabilitate. Dacă ne certăm noi tot și schimbăm... Haideți să ne uităm la portbagajele cu bani, haideți să ne uităm la prim vicepreședintele PNL de la Prahova, pentru că acolo sunt parte din banii care se duc din creșterile de taxe. Domnule Fenechiu, cu tot respectul pentru vârsta dumneavoastră. Nu ne uităm la domnul Voiculescu, la scrisorile care le faceți la Uniunea Europeană. Pentru că domnule Fenechiu, prin profesia dumneavoastră, știți foarte bine că nu este o instituție a statului care a validat ceea ce dumneavoastră spuneți. În comparație, există în toate județele din România atât lideri PSD cât și PNL care sunt dincolo de acuzații. Sunt la pușcărie acum. Da. Mulțumesc mult. Asta e problema? Da, nu știm care e problema, dar vom vedea. Mulțumesc mult, Daniel Ferenchiu, Laurențiu Gâdei, Radu Miruță, pentru intervențiile dumneavoastră. Foarte multă revoltă și stupoare astăzi. S-a judecat cazul 2 mai, îl știm cu toții, șoferul prins drogat la volan, Vlad Pascu, rămâne în arest. Foarte interesantă reacția judecătoarei de la Mangalia, care l-a întrebat pe tatăl lui Sebi, unul dintre cei doi tineri morți în accidentul de la 2 mai, dacă fiul său este în sală. Deci oamenii ăștia habar nu au, judecătorii, habar nu au ce judecă, habar nu au care este situația oamenilor din acest proces. Îi mulțumesc foarte mult lui Artin Sarchizian, avocatul Artin Sarchizian, în legătură directă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Sarchizian, uman vorbind, nu știm ce a fost în sufletul tatălui acelui băiat mort în accident, da? Pe care judecătoarea l-a întrebat dacă fiul său este în sală. Vi s-a mai întâmplat în cariera dumneavoastră de avocat să aveți de-a face cu asemenea judecători? Păi, asta înseamnă că magistratul care a adresat o astfel de întrebare
nu numai că habar n-are de caz, dar nici n-a citit sau n-a deschis dosarul respectiv. Asta este impresia pe care s-o poate forma orice om. Din păcate, să știți că nu sunt puține cazurile în care ai această percepție că judecătorul nu a deschis dosarul sau nu s-a uitat, însă eu mă întreb în mod retoric, dacă într-un asemenea caz, cu asemenea încărcătură, cu asemenea notorietate, dar tu nu te uiți în dosar, ce pretenții să mai avem sau ce așteptări să reformulăm, să avem și în celelalte dosare să le spunem mai mărunte. A fost un dosar foarte mediatizat, extraordinar de mediatizat. S-a vorbit despre cei doi tineri, Sebi și Roberta. Oarecum prenumele lor ne-au rămas undeva în minte, nu? Sigur, acest caz va rămâne cazul 2 mai, indiferent cum am privit lucrurile. Repet, dacă tu, magistrat judecător, nu i-ai dat importanță, nu l-ai citit, cam ce faci cu celelalte dosare, însă faptul ăsta, din punctul meu de vedere, produce un sentiment sau nu, un efect de revictimizare, pentru că, dincolo de durerea sufletească a părintelui prin pierderea copilului produsă, sau mă rog, în urma acestui accident sau ce a fost acolo, în momentul în care vezi că statul nu prea te ia în serios, pentru că asta este percepția pe care ți-o formezi în momentul în care habar n-ar sau nu știe ce e în dosarul respectiv de vreme ce te întreabă ceea ce te-a întrebat, este clar că sentimentul este mult potențat. Sentimentul acela de revoltă, sentimentul acela de, știu eu, de neputință de a-i se face dreptate. Din păcate, ăsta este în multe situații, în felul justiției, da, nu putem generaliza, sunt absolut convins și cunosc că faptul că mulți judecători, marea majoritate, sunt bine pregătiți, sunt atenți, intră în dosare cunoscând toate piesele dosarului respectiv, dar, repet, dacă într-un asemenea caz se adresează o astfel de întrebare, așteptarea noastră este zero pe mai departe pentru că acel magistrat să facă un act de justiție așa cum ar trebui să-l facă un magistrat european, să îndrăznim să spunem. Da, Vlad Pascu rămâne în arest, după cum spuneam, pentru încă 30 de zile, pentru că magistrații Tribunalului Constanța au respins contestația formulată. Vlad Pascu vrea neapărat să iasă din arest. Ce șanse va avea peste 30 de zile, domnule Sarchisian? Toate șansele le va avea, pentru că asta este mersul lucrurilor, anume, odată cu trecerea timpului, măsura preventivă se schimbă, da? Mergi la o măsură mai puțin restrictivă, iar asta, dacă vreți, este ca un semnal de alarmă și chiar ca o atenționare clară față de procurori, care nu trebuie să stea să aștepte să treacă vremea, trebuiau să pregătească dosarul, trebuiau să-l trimită în judecată, trebuiau să facă tot ceea ce este posibil ca judecata să aibă loc într-un termen rezonabil. Dacă nu se asigură această exigență, cu alte cuvinte, dacă trenează lucrurile, atunci să ne așteptăm ca acest băiat să iasă, pentru că asta este normal, pot spune, da? Se schimbă întotdeauna măsurile preventive, dacă nu se manifestă atenție și diligență în dosarul respectiv, suporți consecințele tu ca stat, în sensul că ies cei vinovați din pușcărie și, în fine, în multe situații am văzut ce s-a întâmplat cu ei în stare de libertate. Asta este, din păcate, realitatea din justiția românească și cei care schimbă legi și vor să ne schimbe și destinele, poate că ar trebui să fie mult mai atenți, să reglementeze chiar și cazurile astea mai mărunte cu care se confruntă oamenii zi de zi în celele de tribunal. Înțelegem că Vlad Pascu nu a fost prezent fizic în sala de judecată. Sunt acestea niște încercări de protejare a lui? Să știți că de foarte multe ori participă fie prin videoconferință sau, mă rog, din motive obiective nu se poate prezenta, dar în general prin videoconferință se face participarea. Nu știu în ce măsură ar putea fi o strategie, cu siguranță și contactul direct cu victimele este de evitat de foarte multe ori. Și, de fapt, da, cred că aveți dreptate. Poate fi și asta o strategie, pentru că contactul respectiv creează o rumoare în sală care, într-adevăr, poate influența judecătorul sau poate crea o emoție suplimentară față de dosar și afecta oarecum emotiv vorbind de soluția dată în dosarul respectiv. Dar, altfel, participarea prin videoconferință este absolut procedurală și practicată în cele de tribunal. Domnule Sarchisian, faptul că acest dosar este unul urmărit de presă, jurnaliștii vor urmări fiecare termen din acest dosar, nu poate determina o mai mare seriozitate din partea celor care îl judecă? Sigur, acea seriozitate a trebuit manifestată în absolut toate dosarele. Da, ne punem cu toți de data asta ca simplu cetățean întrebarea cum e posibil să nu cunoști absolut toate detaliile. De fapt, ăsta nici măcar nu este un detaliu, este un element mai mult decât vizibil în dosarul respectiv.
Dincolo de seriozitate, m-aș aștepta sau ne-am aștepta la o soluție cât mai urgentă, în așa fel încât să nu se așterne uitarea, pentru că este firesc societatea, odată cu trecerea timpului, să lasă deoparte sau fine, chiar să uite despre acest caz, pentru că dacă vom uita și va veni o pedeapsă, indiferent cum va fi acesta, cât va fi de exemplară peste 10 ani, cu siguranță nu va mai produce niciun fel de efect, pentru că unul dintre scopurile pedepsei este da și acela de a-i descuraja pe alții să aibă un comportament de tipul celui pe care l-a avut persoana sancționată. Ori dacă vii peste 10 ani, cu siguranță nu mai produce niciun astfel de efect și justiția târzie, într-adevăr, bine a spus cine a spus, nu este justiție. Mulțumesc foarte mult, domnule Artin Sarchizian, pentru intervenția dumneavoastră. Vă spuneam, România este cuprinsă de proteste, sunt amenințări de blocare a întregului sistem de sănătate. Sindicatul Solidaritatea Sanitară este astăzi în stradă. Cer salarii mai mari, sunt nemulțumiți cu aceste măriri acordate de guvern. Stăm de vorbă cu ei după o scurtă pauză. Sănătatea blocată de proteste, astăzi au ieșit în stradă reprezentanți din domeniul sănătății. Avem o legătură directă cu vicepreședintele Sindicatului Solidaritatea Sanitară, domnul Daniel Bulboacă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua. Sunteți în continuare pe stradă, înțeleg. Domnule Bulboacă, ați primit 15%. Cât vă doriți să primiți? Deci, noi suntem în a patra săptămână consecutivă de proteste, datorită faptului că guvernul României nu acordă o majorare suficientă angajaților din sănătate pentru a asigura o indexare a veniturilor salariale cu inflația. Deci noi, practic, protestăm pentru că indiferența guvernanților ne sărăcește continuu angajații din sănătate. Mulți dintre ei chiar sunt în zona sărăciei salariale. Dar v-au promis că vă măresc salariile cu mai mult de 15%? Ei au declarat public că vor majora anvelopa salarială cu 20%. Dar în momentul în care ne-am prezentat la discuții că acele n-au fost negocieri, s-au răzgândit. Au spus că, de fapt, ei au vrut să spună că majorează doar salariile de bază cu 20%, luând în calcul și cei 5% care ne-au dat la 1 ianuarie 2024. Dar noi ceea ce solicităm este indexarea salariilor cu rata inflației, pentru că acesta este un mecanism foarte simplu și perfect legal. El se regăsește inclusiv în legea de salarizare. N-ați stabilit asta împreună cu reprezentanții executivului? Deci reprezentanții executivului nu vor să acorde o majorare suficientă pentru a indexa salariile cu inflația. Solicitarea noastră de 25% la anvelopa salarială, adică asupra tuturor veniturilor salariale, ar echivala cu aplicarea integrală a legii de salarizare, inclusiv cu acordarea sporurilor la salariul actual în plată, inclusiv ar trebui să actualizeze indemnizația de hrană. În prezent primim undeva aproximativ 9 lei pe zi. Trebuie să o actualizeze, să o raporteze la salariul minim pe economia actuală în plată. Și ei au obligația legală să aplice legea. Noi atât le solicităm, aplicarea legii. Da, imaginile de acum sunt în direct, sunt de la Ministerul Muncii, ați fost și în fața Ministerului Sănătății. Cât timp veți mai continua aceste proteste? Calendarul nostru de acțiuni specifice în stradă cu proteste se vor termina undeva în jurul 11 martie. Vom avea un meeting în fața guvernului. Săptămâna viitoare, pe 29, vom organiza la nivelul spitalelor publice un protest în pauza de masă a salariaților. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, Daniel Bulboacă, vicepreședintele Sindicatului Solidaritatea Sanitară, despre protestele care au loc la această oră, în acest moment, în București.
O informație nouă și foarte interesantă. Transnistria ar urma să ceară pe data de 29 februarie anexarea la Rusia. Anunțul ar urma să fie făcut chiar de către Vladimir Putin. Avem o legătură directă cu analistul de politică externă Iulian Chifu. Bună ziua, domnule Chifu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Domnule Chifu, informația care vine de pe site-ul Deschide MD, deci din Republica Moldova, vorbește despre acest anunț pe care Putin ar urma să-l facă peste doar câteva săptămâna viitoare, pe 29 februarie. Cum vedeți dumneavoastră aceste informații? Cunoașteți foarte bine acest spațiu. În primul rând, trebuie să ne uităm cu atenție la sursă. Sursa ar fi un anumit opozant al regimului de la Tiraspol. Deci trebuie să luăm sub beneficiu de inventar tot ceea ce apare mai departe. Ideea ca acea reuniune a deputaților de toate nivelele au fost convocată de către pseudo-președintele Krasnoselski, deci va avea loc. Conținutul acelei reuniuni, sigur, îl vom vedea când va avea loc reuniunea, nu știm care va fi aceasta. La fel și discursul lui Putin programat în acea zi, că ar conține un element de această natură, din nou este o speculație. Acum, lăsând de o parte veridicitatea sursei și mergând la fond, la subiect. Subiectul ca Transnistria să-și declare independența sau dorința de alipire la Rusia a mai fost vehiculat și pentru Găgăuzia, e și cazul Abhaziei, Osetiei de Sud. Orice mișcare de această natură ar reprezenta de fapt un semnal foarte clar că Putin, pe de o parte, știu eu, poate încurajat de evenimentele de pe front și de câștigul de la Avdiivka, sau apropiindu-se de alegerile prezidențiale din 15-17 martie, va dori să facă o asemenea mișcare și eventual să alipească formal și regiunea separatistă nistreană la Rusia. Nu ar fi altceva decât o probă directă a faptului că Vladimir Putin nu se oprește, că vrea să reclădească Uniunea Sovietică sub faldurile Rusiei, că reuniunea aceasta pseudo-teritoriilor ocupate vreodată de ruși sau unde se mai află cetățeni ruși a devenit dintr-o doctrină un fapt și un instrument pentru ocuparea teritoriilor altor state pe care și Federația Rusă le-a recunoscut internațional și într-o asemenea eventualitate, sigur, este un avertisment extrem de puternic pentru toți cei care s-au gândit că e vorba de un război acolo departe, că eventual susținem ucrainenii încât putem de mult și se vor descurca ei sau oricum nu ne afectează. Ne afectează. Acest lucru, această posibilitate chiar, nu e o, nu știu care este nivelul de probabilitate, dar această posibilitate de fapt ne arată că Putin nu se oprește, că trebuie să ne pregătim, să descurajăm orice aventură a lui Vladimir Putin, sigur, în primul rând în statele noastre, dar în cazul României trebuie să ne uităm cu atenție cum putem sprijini Republica Moldova în această perspectivă. Și vă mai dau un element. Eventuala declarare nu are putere nici juridică internațională, nu va fi recunoscut de nimeni, nu are o posibilitate de a fi aplicată în vreun fel. Dar dacă ulterior, prin știu eu ce minune, la Tiraspol, pe aeroportul care este astăzi funcțional, aterizează aeronave ruse, capabilități militare ruse, desigur, acest lucru va stârni o problemă majoră, în primul rând în Ucraina, se întâmplă în spatele Ucrainei, în al doilea rând este o problemă majoră pentru Chișinău, pentru că oficial este teritoriul Republicii Moldova și cel mai probabil acest lucru va determina o reacție care s-ar putea să fie dincolo de nivelul de provocare și să presupune inclusiv sterilizarea regiunii separatiste. Altfel, ce putem spune este că în acest moment nici Krasnoselski, nici marile companii din Transnistria, Șeriful și celelalte care sunt funcționale, nimeni n-are niciun interes de a face mișcări de această factură,
Dintr-un motiv foarte simplu, în momentul de față tot comerțul internațional se face în Republica Moldova sau prin Republica Moldova cu Uniunea Europeană. În momentul de față companiile beneficiază de toate avantajele accesului la piața comună europeană și de principiu, în condițiile în care Ucraina are aceeași orientare strategică, nu există niciun interes care să vizeze Federația Rusă. De altfel, schimburile cu Federația Rusă sunt undeva în jur de 5%. În consecință, repet, e vorba mai degrabă, eventual, dacă se va produce acest eveniment încă o dată, de o provocare, de un semnal foarte clar că Vladimir Putin își dorește, contrar a tot ce a afirmat până acum, să refacă Uniunea Sovietică, deci nu e vorba de Ucraina, sudul Ucrainei, de apărarea unor minorități, ci este vorba de refacerea Uniunii Sovietice și acest lucru explică și războiul informațional în Republica Moldova și presiunile asupra guvernului pro-european și a Maiei Sandu, care în luna noiembrie se confruntă cu o nouă rundă de alegere în cazul de față de realegere la președinție, iar anul viitor, în august, cu alegerile generale. Deci sunt niște pregătiri, așezări. Vom vedea dacă sunt doar informaționale, dacă e vorba doar de erori, de fake-uri, dacă e vorba de fapte care vor urma și dacă vor reclama eventual atenție mai mare, pentru că din punctul de vedere al planificării, sigur că orice stat serios planifică pentru orice scenariu, oricât de puțin probabil, iar perspectiva unei Rusii care s-a mutat brusc 2000 de kilometri mai la vest, sărind peste Ucraina și anexând Transnistria, sigur că nu este una care să bucure pe cineva sau să liniștească pe cineva. Nu bucură niciun caz România, pentru că Putin se va apropia de România prin această mișcare. Domnule Chifu, haideți să vorbim puțin dincolo de această obsesie, care e una declarată de extindere a lui Putin, despre interesul lui în Transnistria. Știm că în Transnistria se află un mare depozit de armament. Nu. Haideți să fim foarte serioși. Transnistria este un faliment total. Există acolo un depozit de armament cu armamente din perioada celui de-al doilea război mondial. Marea majoritate, jumătate din ele au fost topite, dacă vă aduceți aminte, de către OSCE la un moment dat. O altă mare parte care era utilizabilă a fost vândută, repatriată, mă rog, în diferite formule. În momentul de față este doar o gaură neagră și doar o amenințare. De dimensiunea era estimată în urmă cu vreo 10 ani, de dimensiunea unei explozii nucleare tip Hiroshima, dacă acel depozit explodează. În rest, nu există un interes direct și nici lucruri care pot fi folosite din acel depozit. Gândiți-vă că e vorba de armament retras din fosta Cehoslovacie sau amplasat în perioada sovietică aici și cu armamente începând din 1938. Arme, muniție, explozivi, începând din 1938. E complet neutilizabil astăzi sau marginal utilizabil, nu ăla este un motiv. În rest, sigur, este o centrală electrică la Cuciurgan, care furnizează energie electrică pe bază de gaz rusesc. La sfârșitul acestui an, contractul de tranzit între Rusia și Ucraina se sistează și Uniunea Europeană a spus că nu vede motivul pentru care ar continua acest tranzit. Deci nici acolo acea uzină electrică funcționează în măsura în care va putea să cumpere gaz pe piața liberă, eventual din Republica Moldova sau din Ucraina, deci direct de la vecin, nu din Federația Rusă. Un lucru aproape imposibil și oricum nu la prețurile la care le primea de la Rusia. Altfel, sigur, mai avem o uzină siderurgică, mai avem o fabrică de coniac și alte chestiuni, dar sunt marginale. Nu pot acoperi nici măcar situația reală de funcționalitate a oamenilor care au mai rămas în regiunea separatistă, majoritatea din ei recâștigându-și cetățenia Republicii Moldova în ultima vreme și care trăiesc, sigur, o parte pe pensii, salarii. Vorba de veterani militari, vorba. Cât despre trupe ruse din Transnistria, majoritatea sunt cetățenii localnici. S-au stabilit acolo, inclusiv după 89, dar în orice caz nu mai e vorba despre niște trupe care vin de undeva din exterior
din Rusia, pregătite, antrenate la nivelul potrivit. Dimensiunea lor este una marginală. Sigur că ele reprezintă o amenințare pentru Chișinău în continuare, dacă vreodată ar vrea să se miște, dar nu există niciun interes local de a produce asemenea dificultăți, cu atât mai mult de când există războiul în Ucraina, pentru că și cei din Transnistria sunt foarte conștienți de faptul că le simțind o eventuală amenințare sau mișcări sau tulburări sau prezență militară care ar putea o amenința, Ucraina va cere în primul rând soluționarea chestiunii, iar dacă Chișinău nu are cu ce să rezolve problema, pur și simplu va intra și va steriliza regiunea. E o chestiune pe care nu și-o dorește, sigur, nici Chișinău, nici Tiraspolul și, ca să fim serioși, nici Kievul, că are treabă în altă parte. Cred că acolo mai degrabă un statu quo, dar este într-adevăr o provocare, o amestecare, nu? Iarăși Putin bagă bățul prin gard și încearcă să agite spiritele și să arate că e prezent și să marcheze pentru poporul rus, care vine fără niciun entuziasm la urne, alegând unica opțiune pe care o are, nu? Să le dea un imbold, să le arate ceva. Iată, am mai câștigat două reșele în Ucraina, sigur, m-a costat vreo 16.000 de soldați numai în ultima lună la Avdiivka și m-am chinuit 6 luni ca să iau un orășel de 50.000 de oameni care era complet distrus și așa mai departe. Deci, cred că în cadrul acesta trebuie să vedem și să fim ceva mai rezervați în privința, știu eu, alertei pe care ar anunța un asemenea curs de acțiune, însă pentru cei care sunt responsabili la nivelul statelor, inclusiv la nivelul României, e un avertisment să-și pregătească toate componentele în perspectiva oricărei variante de război pe scară largă de mare intensitate, în așa fel încât să descurajeze orice asemenea tip de acțiune și, sigur, rămâne în subsidiar cum poate fi ajutată Republica Moldova să evite confruntarea în această direcție. Iulian Chifu, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Avem o legătură directă cu domnul Remus Ștefurac de la Institutul INSCOP, pentru că, domnule Ștefurac, după ziua de ieri în care ni s-a vorbit despre pericolul extremismului, am observat o reținere a celor doi lideri ai coaliției atunci când a venit vorba despre situația de securitate. Dar în comunicatul CSAT de ieri se folosea cuvântul gravă, o situație gravă. Vor ține cont românii atunci când sunt întrebați pe stradă de dumneavoastră, de sociologi, de această situație sau se vor raporta la situația lor economică, la privațiunile cu care se confruntă în fiecare zi, la prețurile mari și la facturile pe care le-au de plătit? Bun, realitatea socială, percepției publice din, hai să spunem, ultimul an, arată că pe fondul acestei țări de oboseală, să spunem, a populației față de situația de insecuritate de la granița de est, pe fondul războiului din Ucraina, vedem o aplicare mai degrabă pe problemele de pe agenda internă, preocupările interne legate de evoluția economică, de inflație, prețuri, alte tipuri de probleme sociale, insatisfacție față de servicii publice. E adevărat, în atenția publică, războiul din Ucraina se menține și, în realitate, este una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă România, nu doar România, din ultimele decenii. Orice încercare de minimalizare a ceea ce se întâmplă în Ucraina și a posibilelor și potențialelor consecințe grave pentru România pe termen lung, în cazul în care, sigur, nici în România nu am avea, eu știu, stabilitate sau am avea un regim simpatizant față de Rusia, ceea ce oricum e aproape imposibil. Deci o asemenea perspectivă nu poate fi ignorată. Dar, repet, din toate măsurătorile observăm faptul că în ultimul an, să spunem, concentrarea populației se îndreaptă mai degrabă pe teme domestice, care țin de traiul de zi cu zi, care țin de activitatea guvernamentală, de calitatea politicilor publice și calitatea serviciilor publice.
Da, pentru că apar știri în continuare legate de faptul că inflația ne plasează într-un top european, în vârful clasamentului, crește galopant. Voiam să știu și părerea dumneavoastră despre aceste ultime măsurători. Am deschis ora 13 vorbind despre un nume surpriză pe care PSD-ul ar măsura pentru primăria capitalei, cel al medicului Cătălin Cârstoiu. Vă spun cât se poate de deschis. Mă îndoiesc că măsurătorile pot, astfel de măsurători pot să obțină prea multe rezultate în această fază, pentru că domnul Cristoiu, sigur, este un profesionist ireproșabil în domeniul dânsului de activitate, cunoscut, evident, în anumite medii, dar la nivelul populației am dubii că notorietatea dânsului este foarte ridicată. Asta nu înseamnă că într-un interval relativ scurt notorietatea dânsului nu poate să crească, să fie cunoscut, mai ales pe fondul și activității profesionale și, evident, pe fond, în paralel cu creșterea notorietății, să vedem și un nivel relevant de încredere. În acest moment, însă, repet, mă îndoiesc că măsurătorile pot fi foarte utile, poate doar din perspectiva unui profil. Bun, un manager de spital, un medic renumit, e adevărat, Bucureștiul a mai experimentat o astfel de situație, cu succes din punctul de vedere al câștigării alegerilor, dar sigur transformată ulterior într-un veritabil eșec pe fondul mandatului și, mă rog, modul în care s-a finalizat activitatea politică a domnului Oprescu. Mulțumesc mult, domnule Remuște Furac, pentru intervenția dumneavoastră. Scurtă pauză de la ora 14, o veți auzi pe artista momentului, cea care interpretează cântecul Macarena, Erica Isaac, a acordat un interviu în care vorbește despre ceea ce trăiește ea ca tânăr în România, de ce a simțit nevoia să scoată acest cântec manifest și cine sunt acești mirei din Turnu Măgurele, adică bărbații care se pricep la toate și la nimic. Scurtă pauză și auziți pe Erica Isaac.